Ambal club Zalău au obținut ieri după amiază o victorie clară pe teren propriu în compania formației CSM Bistrița și mai are nevoie de un succes în ultima etapă la Slobozia pentru a câștiga medaliile de bronz în Liga Națională, performanță pe care a mai obținut-o în urmă cu 5 ani. Pentru handbal, Club Zalău totul a ieșit ca la carte în meciul susținut ieri după amiază pe teren propriu în compania echipei CSM Bistrița. Chiar dacă se va despărți de echipa zălăoană la finalul sezonului, Teodora Bloj a fost trimisă de Tadici în teren încă din primul minut, iar handbalista și-a demonstrat încă o dată valoarea, marcând numai puțin de 10 goluri, toate din acțiune. Doar primele 12 minute au fost echilibrate, când tabela arăta 5-5, după care Zalăul s-a desprins decisiv. Paola Vișan și-a făcut din nou datoria în poartă, iar apărarea a funcționat tot mai bine odată cu trecerea timpului. Formația condusă de Tadi s-a desprins la 7 goluri până la pauză, tabela arătând 18-11 după prima jumătate de oră. Zălăoancele au ieșit la fel de motivate de la cabine, știind că o victorie le readuce pe podiumul Ligii Naționale, iar până la final au mai marcat de 19 ori, scorul final devenind 37-23, rezultat în urma căruia CSM Bistrița a suferit cea mai drastică înfrângere din actualul sezon. Zalăului Tadici a revenit pe poziția 3-a, dar mai are nevoie de o victorie pentru a câștiga medaliile de bronz în ultima etapă, când va evolua pe terenul Unirii Slobozia. A fost un început ceva mai dificil, pentru că Bistrița are jucătoare cu mare experiență, multe foste jucătoare de echipă națională, unele și actuale. Ne-am mobilizat bine, fetele au intrat foarte motivate. Sigur că era totuși nevoie de timp, nu poți să câștigi un meci nici minutul 1, nici 5, nici 10, jocul are 60 de minute. Am avut perioade bune, sigur că în orice joc ele nu sunt roboți, au mai avut și niște scăderi, unele dintre ele, dar trebuie să recunosc că a fost peste ceea ce ne așteptam noi, 14 goluri, de altfel Bistrița n-a pierdut în acest campionat niciodată la o asemenea diferență sau peste 10 goluri. Îmi pare bine în altă ordine de idei pentru faptul că sigur un joc lasă urme, dar nu sunt probleme serioase de accidentări. Din păcate, în ceea ce ne privește pe noi, am avut o săptămână infernală în care avem doi indisponibilități clare, Marinela German și Simina Vezentan, care nici măcar nu au făcut deplasarea datorită accidentărilor. Magda Paraschiv și Laura Pristăvița, care Magda nu s-a antrenat toată săptămâna din cauza unei infecții în gâtele cel puternice, cu Laura Pristăvița, care are, sper eu, să nu fie o ruptură fibrilară la nivel de coapsă, dar staful medical m-a sfătuit să nu introduc în teren astăzi și până la urmă niște absențe de marcă în trupa noastră care s-au văzut și în rezultatul final. Una peste alta, n-am decât să felicit Zalău pentru jocul prestat, pentru poziția pe care o ocupă în campionat și să le doresc succes mai departe. Cea mai bună marcatoare a Zalăului a fost Teodora Bloș cu 10 goluri, iar de la Bistrița, Oana Chiril a înscris de cele mai multe ori, contabilizând 7 goluri până la final.